Acestea fiind spuse și împlinite, iubiți credincioși, domnule primar, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, iubiți frați preoți, înalt preasfințiile și preasfințiile voastre și iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată această săptămână în care oameni, pelerini veniți de peste tot, ne-au călcat pragul pentru a se închina la Sfintele Moaște ale Sfintelor Parascheva și Tecla și astăzi aici, la binecuvântatele moaște ale Sfântului Nectarie de Eghina. Nu avem cuvinte și inimă și simțire de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate aceste frumoase zile, foarte obositoare pentru unii credincioși, care noaptea trecută au trebuit să aștepte la rând 22 de ore. Linia de așteptare se lungise mulți kilometri până în inima orașului. Nu știu acum ce se întâmplă acolo la Sfânta Mitropolie, dar ne dăm seama de răbdarea, de spiritul de jertfă, de capacitatea de rezistență în duh și în trup a tuturor acelora care au trebuit să aștepte atâta vreme, deși la Sfintele Moaște veneau oameni și pe o parte și pe cealaltă și îndemnați de preot să meargă cât mai devreme, cât mai mult, deși oamenii au așteptat atâtea ceasuri și nu le-am putut îngădui decât o secundă, o fracțiune de secundă în fața Sfintelor Moaște, pentru ca și ceilalți care așteptau rândul lor să beneficieze de cel puțin această fracțiune de secundă în fața Sfintelor Moaște. Dumnezeu așadar să vă răsplătească dumneavoastră și celor ca dumneavoastră din zilele trecute și cei care se vor așeza la rând în după-amiaza acestei zile, poate și în noaptea care vine, să vă răsplătească Dumnezeu osteneala. Să vă răsplătească Dumnezeu jertfa, să fie Dumnezeu în casa dumneavoastră, să fie Dumnezeu cu Sfinții Săi în ograda dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în cei plecați la muncă în străinătate, prea mulți la număr, în inima celor pe care dumneavoastră aveți în suflet, în rugăciune și în evlavie către Dumnezeu. Să vă aibă Dumnezeu în pază pe toți și pe toate, mulțumindu-vă din tot sufletul, aceeași mulțumire adresându-o în al preasfințitului Nicolae și preasfințitului Cais, veniți din îndurerata Sirie, unde atâtea sute de biserici în anul acesta și în anii care au trecut au fost dărâmate, cu atâția călugări și călugărițe și preoți și credincioși, jertfiți pe altarul credinței de către cei de altă credință, în al preasfințitul Nicolae, slujind într-o biserică care a fost construită recent pe ruinele altei biserici care a fost dărâmată, biserică pe care a pictat-o, cum aminteam ieri celor de la Sfânta Mitropolie, la Sfânta Slujbă, căci mulți sunteți și astăzi de față, pictată de Părintele Duhovnicesc al neamului nostru, Părintele Sofian, de la Mănăstirea Antim din București. Biserica a fost dărâmată spre durerea Părintelui Sofian, pentru că era încă în viață când biserica pe care o pictase mulți ani de zile departe de țară împreună cu ucenicii săi, încât rugăciunea noastră să fie pentru înalt preasfințitul Nicolae și către preoții săi din eparhie, care pleacă dimineața de acasă
lăsându-și preoteasa și copiii, dar nu se știe dacă se mai întorc în casa parohială sau în biserica pe care o slujesc, așa cum s-a întâmplat cu doi mitropoliți, care după slujbă, așteptați fiind de dușmani, au fost urcați în blindate, în mașini și de câțiva ani de zile nu se știe, sunt în viață sau atunci după ce i-au răpit, au făcut cele ce nu trebuiau să se facă, Dumnezeu să ierte și pe cei care fac aceste lucruri, dar iată, nu departe de noi, la două ceasuri de mers cu avionul, se întâmplă asemenea lucruri ca în perioada creștinismului primar sau ca în perioada exact acum 100 de ani, când a început persecuția îndurerată a Rusiei, sau cum s-a întâmplat și la noi prin anii 50, 55, 60, cu atâția preoți, călugări și călugărițe și creștini mireni, răpiți de la casele lor și înfundați în pușcăriile cu trupurile și cu sufletele lor. Suntem în rugăciune împreună cu preasfințiile lor, cu preasfințitul Leontie din Cipru, precum și cu ceilalți preasfințiți părinți aici de față și cu frații preoți, veniți în număr mare aici la chemarea dragostei părintelui Lehaci, ca împreună cu dumneavoastră să împlinim această frumoasă lucrare prin sfințirea bisericii, de fapt a picturii și a exteriorului acestei sfinte biserici, închinată sfinților Ilie și Nectarie și mai presus de toate preasfintei născătoarei de Dumnezeu. Fiți binecuvântați cu toții în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ziceți amin. Așa.